Bine v-am regăsit! Astăzi o să vă vorbesc despre preferatele lunii noiembrie. Este ultimul clip lunar cu preferate pe acest an, pentru că următorul o să fie cu preferatele întregului an. De fapt o să fac două, la fel cum am făcut și anul trecut, unul pentru preferate de make-up și unul pentru preferate de cosmetice. Revenind la luna noiembrie, o să încep cu câteva preferate de beauty, după aceea o să trec la preferate random. Mi-am făcut bucle, este a doua oară când fac părul, când îmi ondulez părul de când l-am așa scurt și prima dată când am făcut-o, văzusem un tutorial la Ioana Dumitrache și oricum, de fiecare dată când mă întâlnesc cu ea, are părul atât de frumos coafat și pentru că lungimea părului ei este cumva asemănătoare cu lungimea părului meu, am zis că ia să încerc și o să văd cum îmi stă cu bucle pe părul scurt. O să încep cu preferatele de beauty și primul pe lista de preferate este, bineînțeles, calendarul de advent de la Kiehl's. Am făcut o postare pe blog în care, cu multe poze, exact cum arată, să vi-l arăt și înăuntru. Deci are 24 de ușițe, în spatele fiecărei uși se ascunde câte un produs Kiehl's. Îmi place foarte mult cum arată ambalajul, dar lăsând la o parte ambalajul, am și folosit câteva dintre produsele care au venit în calendar, pentru că le-am desfăcut pe tot din prima ca să pot să postez pe blog. Primul produs care îmi place cel mai mult și cred că este produsul meu preferat de la Kiehl's, mai aveam deja varianta cu mango, asta este simplă, fără miros și fără gust. Este cel mai bun balsam de buze pe care l-am folosit vreodată. Este demențial. După aia, mai avem aici uleiul Midnight Recovery Concentrate, pe care eu deja îl aveam în varianta full size și care îmi place foarte mult. Și în calendar am primit și crema de ochi pe care am folosit-o și care de asemenea îmi place. Culmea este că până acum eu nu foloseam, în ultima perioadă n-am mai folosit creme de ochi și acum în calendarul ăsta au venit două, a doua dintre ele fiind asta care este Creamy Eye Treatment with Avocado și cred că este unul dintre cele mai renumite produse Kiehl's. Pe urmă mai am aici așa, mai am un alt ulei pe care l-am apucat să-l folosesc de vreo 3-4 ori și cred că mai am vreo două folosiri din el, care se numește Daily Reviving Concentrate, m-am dat chiar în dimineața asta cu el și îmi place nemaipomenit de mult, din păcate, pentru că acum mi-aș dori și varianta full size. Am urs toată de ulei. Băi. Și mai am aici și un gel de curățare, Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, care are 30 de ml și pe care îl folosesc din prima zi de când am primit calendarul de advent și de care sunt foarte mulțumită, îmi place super mult, curăță bine, nu simt că mă strânge pielea după ce îl folosesc, are și un miros așa foarte delicat. În ultima perioadă, la fel ca în fiecare an, în perioada asta dinainte de Crăciun, multe branduri au lansat produse ediție limitate speciale pentru perioada de sărbători. Și unul dintre aceste branduri este Yves Rocher. Eu am primit mai multe produse din această gamă specială pentru Crăciun, care gamă se împarte în două, are două arome. Una este White Vanilla și cealaltă este ceva cu fructe roșii, mă rog, ambalajele sunt roșii. Varianta aia nu e neapărat pe gustul meu, însă asta cu vanilia albă îmi place foarte mult și am aici săpun lichid pentru spălarea mâinilor, pe care l-am folosit de câteva ori și ca gel de duș, pentru că face o grămadă de spumă. Și am și un lapte de corp, tot cu aceeași aromă, îmi plac super mult și ambalajele. Eu, în general, nu mă dau în vânt după loțiuni de corp, ci prefer unturile alea mai sănătoase, așa mai greoaie. Însă am fost plăcut surprinsă de ăsta, este un produs foarte spornic, se întinde foarte bine pe piele, lasă așa un film uleios la început, dar după aia se absorbe bine în piele și lasă pielea, chiar era o prietenă de-a mea într-o seară la mine și nu știu cum am scărpinat pe aici, pun mâna așa, zic, wow, ce piele fină am, m-am lăudat singură. Da, foarte mișto astea. Vreau să vă arăt un deodorant de la Biu din gama In Action. Este din ăla cu bilă. Dacă mă urmăriți constant, probabil că știți deja că deodorantele de la Biu și în special gama asta In Action sunt preferatele mele din toate timpurile. Și recent am primit și acest deodorant cu bilă. Mie, în general, deodorantele astea, eu prefer spray-urile, nu știu, cred că așa m-am obișnuit, dar am început să-l folosesc pe ăsta, care mi se pare că are un miros așa de lăcrămioare, mie așa mi se pare. Și este foarte eficient, e foarte mișto, îmi place super mult, nu murdărește bluzele, așa. Și o să trec acum la câteva produse de make-up. Am să vă arăt două de la L'Oreal. Primul dintre ele este fondul de ten True Match. Este fondul de ten pe care l-am folosit de când l-am primit și cred că
se împlinesc aproape 2 luni de zile, este extraordinar. I-am făcut review pe blog, dar mai ales dacă aveți tenul uscat, este senzațional pentru că ei hidratează puțin pielea și nu scoate deloc în evidență porțiunile uscate. M-ați întrebat pe Instagram dacă mi-am făcut o părere despre cel de la Yves Saint Laurent, pe care vi l-am arătat cu un clip în urmă, și vă spun sincer că n-am apucat să-l folosesc decât de vreo 2-3 ori, însă până acum nu mai de bine, dar vreau să-l mai folosesc o perioadă ca să vă spun opinia mea finală despre el și cine știe poate îl vedeți chiar în preferatele anului. Dar da, ăsta e foarte șmecher, eu o folosesc cam o pompiță pentru acoperire mică spre medie, însă dacă e aplicată într-un strat ceva mai gros, adică dacă e aplicată o cantitate ceva mai mare, poate să aibă o acoperire evident ceva mai mare. Fără să încarce pielea, asta e mișto la el, că arată foarte natural pe piele. După aia, tot de la L'Oreal, și ăstuia n-am apucat încă să-i fac review pe blog, deși am făcut pozele, este noua mascara Paradise Ecstatic. Foarte faină această mascara. Mie, în general, rimelurile de la L'Oreal, nu pot să zic că am unul anume care să zic că m-a impresionat de-a lungul anilor, să zic wow cât de tare e, însă despre asta pot să zic că wow cât de tare e. Se spune despre el că este foarte asemănător cu Better Than Sex de la Too Faced, care este un rimel renumit. Nu știu să vă spun dacă așa e, pentru că nu l-am folosit pe ăla. Oferă volum, alungire, nu lipește genele între ele. Cu un clip în urmă vă arătam că am primit câteva produse din noua colecție Maybelline în colaborare cu Gigi Hadid și am să vă arăt aici două produse care îmi plac foarte mult din colecția respectivă. Un creion contur de buze într-o nuanță de roșu portocaliu și un ruj care la fel este o nuanță de roșu portocaliu și se numește Austin. Sunt dată astăzi cu el. L-am folosit, am avut zile inclusiv în care nu am avut chef efectiv să mă machiez, doar m-am dat cu ruj, m-am dat cu rujul ăsta. Îmi place nemaipomenit de mult și este rezistent, fetelor. Ah, și mai am aici un produs de make-up de care uitasem cu desăvârșire. Este acest iluminator de la The Body Shop, Drops of Glow, care vine cu pipetă din aia și pur și simplu este un iluminator lichid. Mie îmi plac foarte mult iluminatoarele lichide și iluminatoarele cremă și ăsta nu face excepție. Dă un glow foarte frumos tenului, arată foarte natural, nu e nimic care să sară în ochi, dacă vă place un iluminator ceva mai puternic, ăsta clar nu e pentru voi. Dar dacă preferați, așa cum v-am spus, ceva care să arate foarte natural, mai ales pentru zi, merge purtat la birou, chiar și la școală, scrie pe ele că se folosesc pentru față, ochi și buze, eu nu le-am folosit decât aplicat aici pe pomezi. Și închei cu produsele de beauty și trec mai departe și vreau să încep cu o pereche de pantaloni de pijama sau de stat în casă. Eu îi folosesc, eu stau cu ei în casă. Sunt incredibil de moi și de călduroși. Sunt cu elastic în talie, au și un șire din ăsta ca să se strângă, să fie ceva mai fix. Și am cumpărat de la Pepco, am dat pe ei 20 de lei și am văzut că mai sunt și alte culori, gri cu alb, parcă, mă rog. Mie ăștia mi-au plăcut cel mai mult cu roșu, pentru că mi se pare așa că sunt foarte crăciunistici, numai bun pentru perioada asta a anului. Și o să trec acum la câteva filme și seriale, de fapt mai degrabă seriale, pentru că filme... Am văzut câteva filme, dar majoritatea dintre ele de Crăciun am început să văd. Bridget Jones 1 și 2, că 3 nu prea mi-a plăcut. Ce am mai văzut? Am văzut The Nightmare Before Christmas, chiar aseară l-am revăzut. Mă rog, dar... Am văzut câteva seriale foarte faine și vreau să vă vorbesc și vouă despre ele. Și o să încep cu... Am aici telefonul unde mi-am făcut lista, ca în fiecare lună să nu cumva să uit ceva. Și o să încep cu Stranger Things. Dacă nu l-ați văzut, este absolut genial acest serial. Cred că am mai vorbit într-un clip de-al meu despre el. A fost recent lansat sezonul 2. Au ieșit toate episoadele odată. L-am văzut fără să respir, cap-coadă. Mie mi-a plăcut mai mult sezonul 2 decât primul, însă și primul mi-a plăcut la vremea respectivă, mi-a plăcut foarte mult, însă ăsta al doilea, nu știu, m-a ținut mai mult așa cu sufletul la gură, mi s-a părut că și actorii, nu știu, își scot mai mult în evidență talentul actoricesc, așa, după aia, bineînțeles, Peaky Blinders, care este serialul meu preferat, acum a început sezonul 4 și cred că au ieșit 3 sau 4 episoade și este... fenomenal. În sezonul ăsta apare Adrian Brody, care are un rol, face un rol, deci doamne, este oricum e un actor excepțional, a jucat în Pianistul, pentru care a luat și Oscar,
și a mai jucat în The Grand Budapest Hotel, mă rog, a jucat în multe filme, este un actor care mi-e place foarte mult, e foarte fain. După aia a mai apărut, nu mi-aduc aminte exact cum îl cheamă pe actor, Aiden, nu știu cum, cel care îl joacă pe Littlefinger în Game of Thrones, care de asemenea are un rol foarte fain. E foarte fain sezonul ăsta, fetelor. Nu vreau să vă dau prea multe detalii, dar e un film mai cu gangsteri, așa, dar nu gangsteri din aia de America, ci gangsteri de Marea Britanie, care sunt mult mai faini, dacă mă întrebați pe mine, decât orice gangsteri italieni, americani și așa mai departe. Ruși. Un alt serial britanic care mi-a plăcut nemaipomenit de mult este The Halcyon, care, nu știu, mi-aduce aminte foarte mult de Downton Abbey și de Upstairs Downstairs, care sunt două seriale britanice și seamănă cumva. E vorba despre un hotel și arată viețile patronilor hotelului și angajaților hotelului și acțiunea se petrece, cred că în timpul celui de-al doilea război mondial sau primul. Din păcate am citit că a fost anulat și că nu se mai iasă al doilea sezon, dar nu e nimic bătut în cui, eu sper din suflet să apară mai departe, pentru că mi-a plăcut foarte mult primul sezon. Trecând mai departe, un alt serial care a avut premiera acum în luna noiembrie, sezonul 2, este Good Behavior. Good Behavior este un serial american, însă, din fericire pentru mine, în rolul principal joacă o actriță britanică, care a jucat și rol principal în Downton Abbey, de care vă spuneam mai devreme. Downton Abbey a fost serialul meu preferat până am început să mă uit la Peaky Blinders. Mi-e teamă să nu fiu un pic jenibilă cu buclele astea. Mă rog, Good Behavior este o dramă, e și puțin comic așa pe alocuri, în care este vorba despre o tipă care e hoață, dependentă de droguri, alcoolică, care are un copil căruia i-a pierdut custodia pentru că a fost în închisoare și se îndrăgostește de acest tip care este asasin în serie și tipul este yummy, măcar pentru tip, uitați-vă la măcar la un episod să vedeți, dar e foarte faină acțiunea și tot așa cum se desfășoară. E la fel, e un serial care te ține cu sufletul la gură, abia aștept să vezi ce se întâmplă în episodul următor. După aia, Mindhunter, pe care mi l-a recomandat o grămadă de lume, cred că chiar și în clipul cu preferatele lunii octombrie, am impresia că una dintre voi mi l-a recomandat. L-am văzut, este un sezon care s-a terminat, nu mai știu câte episoade are. Vreau să vă zic, fetelor, că m-am luptat mult cu serialul ăsta. Primele 4 episoade jumate, cam așa, mi s-a părut atât de plictisitor, pur și simplu nu mă prindea absolut deloc acțiunea. Și vorbeam cu o prietenă de-a mea care îmi zicea că, băi, am auzit la multă lume că e foarte fain, cum naiba nu-ți place? Zic, băi, pur și simplu e foarte static, așa, nu știu, mie, ăsta este și unul dintre motivele pentru care mie nu-mi place să merg la teatru. Controversă, controversă. Dar da, mie nu-mi place teatru pentru că mă plictisesc îngrozitor. Este static, și nu, mie îmi place așa să văd, să fie multe scene, să nu știu, ăsta e stilul meu. Și la ăsta, la Mindhunter, v-am zis, primele 4 episoade m-am plictisit, îmi venea să mă dau cu capul de laptop. Dar am zis că, băi, dacă tot m-am apucat de el, hai să văd tot sezonul și după aia o vedea cu noi și al doilea sezon, dacă o mai avea chef să mă uit la el. Și bine am făcut, pentru că de la episodul 5 începe să fie din ce în ce mai interesant și la final chiar am zis că, bă, da, ăsta este un serial bun care merită văzut. Acțiunea se petrece undeva în anii 60-70 și este vorba despre doi agenți FBI care încep să pună la punct niște teorii legate de psihologia criminalilor în serie și le iau interviuri, cumva încercând să afle ce anume i-a făcut să comită crimele respective. Dacă vă plac chestiile de genul ăsta, filmele polițiste, psihologice, clar, uitați-vă la el. Și vreau să închei la capitolul seriale cu o miniserie, de fapt, care se numește Alias Grace și este făcut de cei care au realizat serialul Handmaid's Tale, ceva de genul ăsta. Știu că și multe dintre voi mi l-ați recomandat și mulți prieteni de-ai mei mi l-au recomandat.
Dar după ce am văzut trailerul și am citit așa despre el, nu cred că am nervii să mă uit la genul ăla de serial. Însă l-am văzut pe ăsta, am văzut Alias Grace, care este inspirat din fapte reale. În serial este vorba despre tipa asta care emigrează din Irlanda în Statele Unite ale Americii și este acuzată și aruncată în închisoare pentru că și-a omorât angajatorii. Este adus acest medic psihiatru, mă rog, ea fusese închisă la nebun, nu vreau să vă zic foarte multe chestii ca să nu vă stric distracția, dar ideea este că vine acest psihiatru care începe să o intervieveze câteva zile la rând ca să-și dea seama, fix ca și în cazul Mindhunter, să-și dea seama ce anume a provocat excesul ăsta de violență, deși a omorât angajatorii. Vi-l recomand, e foarte interesant, la fel dacă vă plac filmele psihologice, e clar e de văzut. Mi-a plăcut chiar mai mult decât Mindhunter, pentru că și acțiunea ei de așa natură e ceva mai vioaie. Și vreau să închei cu un canal de YouTube care este canalul meu de YouTube preferat din România. Nu știu dacă l-am mai menționat în vreun clip de-al meu, însă îmi plac nemaipomenit de mult clipurile pe care le face Ștefana de la The Pretty Blossoms, cel puțin vlogurile ei. Că mă uit la unul, așa mă acaparează și mă uit la binge-watching, așa mă uit la unele după altele în șir, pentru că de obicei nu mă uit chiar atunci când apar. Și nu știu dacă vă plac vlogmasurile. Eu, în perioada sărbătorilor, mă uit la vlogmasuri la greu. Vlogmasul este practic ca și un calendar de advent, dacă vreți, și vloggerul respectiv face fiecare zi până la Crăciun câte un clip, un vlog. Ștefana a făcut anul trecut și anul ăsta urmează iar să facă și abia aștept să-l văd, să văd cum decorează, pentru că s-a mutat în casă nouă și are și animăluțe, are un cățel așa de drăguț. Apropo, dacă aveți canale de YouTube pe care le urmăriți și care fac vlogmasuri și care vă plac, lăsați-mi în comentarii, că în vacanța de Crăciun cu siguranță o să am timp berechet să mă uit la vlogmasuri. Și ca să închei, vreau să vă mai zic că, unul la mână, dacă vreți să comandați de la L'Occitan, din magazinul online L'Occitan, în perioada 29 noiembrie, 25 decembrie, am un cod de reducere 20%, 20% discount și codul este #beautytale. O să pun în cutuța cu descrieri sub clip codul ca să-l aveți, dacă vreți să comandați ceva, nu știu, dacă vreți să cumpărați cadouri pentru cei dragi sau să vă faceți vouă cadouri, folosiți codul ăsta și aveți reducere 20% la toate produsele. Al doilea punct cu care vreau să închei este că pe Instagramul meu se desfășoară în acest moment un concurs în colaborare cu Babyliss, unde puteți câștiga un premiu foarte drăguț, așa că dacă vreți să participați, duceți-vă pe Instagram și vedeți acolo exact despre ce e vorba. Vă mulțumesc din suflet, fetelor! Începe luna decembrie. Luna noiembrie a fost foarte faină. Eu deja am intrat așa în spiritul Crăciunului mai devreme ca niciodată. Abia mă abțin să nu mă uit la Harry Potter. Și până acum vreau să vă zic că am rezistat. Dar să vedem cât mă mai ține. Vă doresc să aveți un decembrie, să fie așa highlight-ul, cireașa de pe torta anului ăstuia. Să absolut toate lucrurile bune pe care le gândiți să vi se întâmple în luna decembrie. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Mi-am dat seama, în timp ce filmam clipul ăsta, că în preferatele lunii octombrie, fix cu plovărul ăsta am fost îmbrăcată. Dacă v-a plăcut clipul, like. Știți cum cerșesc eu de la voi like-uri la fiecare clip. Abonați-vă dacă sunteți pentru prima dată la mine pe canal și ne auzim curând cu un clip nou. Vă pup, numai bine! Pa!